Patrula de jandarmi din cadrul postului Montana Refu a observat în trafic pe raza localității Corbeni un autocamion cu remorcă încărcat cu material lemnos, fapt pentru care au solicitat sprijinul polițiștilor. Oamenii legii au început descărcarea și verificarea cantității de lemn transportat. După verificarea documentelor cerute de lege și cubarea materialului lemnos, a stabilit că autocamionul era încărcat cu 8 metri cub de fag, peste valoarea înscrisă în avizul de însoțire. În continuare s-a procedat la ridicarea în vederea confiscării a lemnului și sancționarea persoanei cu amendă de 3.000 de lei.